Cardinalul Sandri a fost așteptat cu emoție la sighetul Marmației de surorile mănăstirii Maica Domnului Îndurerată, dar și de mai multe mame și copii din Ucraina cazați în lăcașul de cult. Prelatul a venit cu darul papei, alimente și produse sanitare de strictă necesitate, dar și cu mesajul Sfântului Părinte. Il nostro cuore, la nostra mente si apre a quello che desideriamo a tutto il mondo, in particolare all'Ucraina, la pace. De la începutul războiului, la mănăstirea din Sighetul Marmației au fost găzduiți 1500 de refugiați, majoritatea mame cu copii. Și acum locuiesc 32 de persoane. Коли все не закрилось, то ми були в Києві, а потім прийшли до батьків в військову частину, в Житомирську область. Там почалося все. Нам тут дуже подобається, але все-таки додому дуже хочеться. Cardinalul Sandri a vizitat și punctul de trecere a frontierei, unde a ținut să descarce câteva pachete cu alimente din camionul cu ajutoare. A primit în dar un steag al Ucrainei și a luat drept amintire un desen făcut de un copil refugiat. La final a depus o coroană de flori la troița ridicată în numele episcopilor greco-catolici beatificați de Papa Francisc la cimitirul săracilor. Cardinalul Leonardo Sandri își continuă vizita la Blaj.